Într-adevăr, s-a spus singurul scriitor european care are un stil novator. Și Dinu Flământ va contura, va puncta câteva elemente ale acestui stil novator. Spunea el că Antonio Lobo Antuneș nu e pentru cititorul Leneș. Nu e pentru cititorul Leneș. Ieri am citit un interviu pe care l-a dat Mircea Cărtărescu și care spunea, domne, literatura în momentul de față nu mai e pentru om obișnuit. Om obișnuit trece repede peste orice. Literatura este pentru omul talentat. Vă ajungeți la același punct că trebuie să ai un talent de a citi pentru a citi. Pentru a te instrui prin lectură, trebuie să insiști, trebuie să ai exercițiul acestui citit. Lucian Raicu, în anii 80, într-o carte colosală, care e păcat că nu s-a mai reeditat, nimeni nu mai știe ce mare critic și teoretician literat a fost Lucian Raicu, care publica săptămânal cronici și eseuri la România Literară, vorbea despre practica scrisului și mai ales despre exercițiul lecturii. E un exercițiu dificil să-l citești pe Antonio Lobo Antuneș. Discursul lui, spuneam la început, că e un discurs explodat. E un flux al memoriei combinat cu un soi de dicteu automat. Are o discontinuitate halucinatorie. Dar care este marele lui talent, genialitatea lui, pentru că așa s-a pronunțat, este faptul că în momentul în care începi să citești primele pagini dintr-un roman al lui și mai ales din acest roman, până ce pietrele vor deveni mai ușoare ca apa, intri în sensul acestei discontinuități și participi la ea, înțelegând exact că acele pagini unde există dialoguri fără punctuație, un rând ca un vers se poate atribui personajului X, următorul personajului Y, al treilea să revine la personajul X și așa mai departe. Intri în acest flux alucinant care este stilul lui Antonio Lobo Antuneș. În romanul acesta avem 5 voci care au o corporalitate redusă. Sunt 5 voci, tatăl, mama, negrul care este fiul adoptat, excelența sa care este soția negrului, iată, ajungem să se integreze negru perfect în societatea occidentală, în societatea lusitană, și sora lui. Excelența sa este o soție care urăște, care are un dispreț total pentru lumea a treia, pentru ceilalți. Și combinația aceasta e rasistă, da, într-adevăr. Și combinația dintre cei doi este un exemplu de personaje făcute extraordinar și tensiunea crește și simți că se va produce ceva iremediabil, exact ca în tragedia greacă. Comentariile surorii devin un fel de cor al teatrului antic. Totul se desfășoară ca într-o tragedie greacă și, într-adevăr, în momentul în care se produce omorul, pretextul este toate personajele merg la o casă a lor de la țară și participă la ritualul săierii porcului. Chiar și acest ritual, sângele te duce cu gândul după ce s-au strâns toate aceste evenimentele, pot spune, dramatice, care sunt punctate pe parcursul acestui discurs discontinu, te duc cu gândul la ucidere, te duc cu gândul la paricid, de fapt. Și ceea ce se întâmplă.